Salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de Batman The Arkham Asylum. Văd că-s pe aproape, deși mi-am dat seama cum trebuie să rezolv. Hai că mai găsim pe aici niște amprente. Cred că-s ultimele. Search. Astea sunt formulele ascunse într-o carte de bibliotecă? Nici nu mă gândesc să te ajut, Joker. Să inspectăm harta și nu ne zice nimic. Unde-i? Cred că în cealaltă parte a zilului. Narcamist, ha? Care cumva să zică o să ies de aici.
Oare ce se întâmplă? Wayne Manor? Conacul Wayne? Scarecrow. Unde ești, sperietoare de ciori? Iarăși o să te pun la loc pe cucuruz. Stai un pic, cred că ar fi ceva parte din amintirile nefericite ale lui Bruce. Poltergeist? Pe bune? Pare rău, tati. Ce? Și acum... Clădirile, văd că e o scenă similară cu Crime Alley. Toți știți tragedia lui Bruce Wayne. Cum și-a pierdut părinții și cum a început el să devină Batman. Crime Alley, eh? Da. Și eu știu de tragedia lui Bruce Wayne. Adică oricine o știe cum i-au murit părinții lui Bruce din cauza unui anume Joe Chill. Ai și lacrimei. Parcă și acum o retrăiește. Micul Bruce, săracul.
Da, e și în aia din Cremely, Gotham, când a avut 10 ani. Și de atunci a luat naștere Batman. Din cauza unui anume Joe Chill. Și din câte și eu am văzut eu un episod din Batman neînfricat și cutezător în care fix Batman și-a răzbunat moartea părinților. E că e o discuție cu comisarul Gordon. Bun, ne-am întors la normal. Pare pentru Batman o amintire dureroasă faptul că moartea părinților, adică nu, moartea părinților e cea mai dureroasă pentru Bruce Wayne, mai ales pentru faptul că asta a dus la crearea lui Batman. Cam așa a murit și Dick Grayson, Robin. Nu a murit Dick Grayson, așa au murit părinții lui, doar că Tony Zuccolo i-a omorât pe părinții lui Dick, după care Bruce l-a adoptat pe Dick. Scarecrow. Fii serios, mai vrei runda a doua? După cum ți-am tăbăcit bine pielea. Wow. Same old rules. Haide că nu m-a prins cu chestia asta în 100 de două parale. Asta e, numai un mic kickstarest. M-am prins care e treaba cu Scarecrow. And at the end of fear, oblivion. Ia să folosesc Batclaw.
Ei, unde sunt? Aici sunt. Da, sigur, sperietoare de ciorci ești. Na, nu iarăși. Din cauza lui Scarecrow trebuia să tau niște... Din cauza lui Scarecrow trebuia să dau niște cadre care îmi țineau tot videoclipul, nu știu, trecut, da. În care m-am bătut cu el cor la cor, adică lupta corp la corp, da. Hai mă, uită-te în altă parte. Și trage, trage. Nu din nou. Bun, nu mai greșim. Ok. Iar și-am picat.
Da, sigur. Totul sub controlul tău. De câte ori ți-a injectat Batman chestiile alea din degetul de la mâna dreaptă? Râs sperietoare de ciori. Ți-ai dat seama că nu pot pica în plasă? Hai odată! Hai odată! Ah, shit! Oh, haide, Scarecrow! Chiar atât? Cu un truc ieftin? Folosi detective modul, dar aminte să... De-abia i-am omorât craniile.
Haide, întoarce-te-mi un pic mai cu spatele, să pot merge. Bun, pe aici nu știu cum pot proceda. Deci mie e cel mai dificil să mă bat cu Scarecrow. Dar îmi minte să mă bat cu altcineva. Hai, întoarce-te cu spatele, întoarce-te cu spatele. Pentru că eu când te întorci cu spatele, nici nu mă vezi. Hai, întoarce-te cu spatele. Stai un pic. Se întoarce. Vai, mă, și eram pe aproape. Poate de-aia îmi zicea mie climb down. Cum ai putut să mă...
Bun. Nici nu mă gândeam să scap. Poate. Poate altă metodă de scăpare. Hola, naiba! Bun, atât pentru azi. Dacă v-a plăcut, aș aprecia să apăsați pe butonul de like, share și subscribe și până data viitoare vă salut, ciao!